ziua, dragii mei, dragile mele! Ne aflăm la o nouă ediție a emisiunii Fără Secrete. Astăzi m-am gândit să abordăm un subiect, zic eu, care e de actualitate, nu de alta, dar au trecut și sărbătorile, am mai pus și niște kilograme pe noi. Ne pregătim iată acum de vară și vrem să arătăm cât mai bine. Și nu numai asta, în primul rând, cred că cu toții ne dorim să fim mai sănătoși și să învățăm cum să avem o alimentație cât mai echilibrată. Vom vorbi despre foarte multe lucruri, despre nutriție, alimentație, astăzi cu invitata mea, Cristina Badea, nutriționist. Cristina, bine ai venit din nou în platoul nostru. Bună, bine te-am găsit. Ai văzut la, să faci exact un an. La un an. Deci nu a fost planificat să fie așa. Destinul și Universul a lucrat ca să ne vedem astăzi exact la un an de zile și să vorbim din nou despre... Zic eu despre un subiect care este de actualitate oricând, pentru că sunt foarte multe persoane care se luptă, nu? Cu problema aceasta a greutății, a kilogramelor în plus. Și așa cum spuneam și mai devreme, de sărbători cred că cu toți am mâncat mai mult, inclusiv eu. Și mă interesează și pe mine în mod direct, cum facem dacă ne dorim să începem, și nu o să spunem slăbire, da, pentru că am învățat deja de la alți invitații mei că acest cuvânt are o conotație negativă și atunci când vorbim de slăbit, asta înseamnă o slăbire generală a forței noastre, a energiei și nu o să vorbim despre slăbit, ci de pierdere în greutate a kilogramelor. Ce facem? Vrem să începem să pierdem în greutate și care ar fi primii pași pe care putem să-i facem în acest proces, să zicem așa. Asta vine după o conștientizare în prealabil. Da? Da. Adică dacă ajung să consider că nu mă simt bine în pielea mea, că acele kilograme nu mă ajută să-mi desfășor activitățile uzuale de zi cu zi, de exemplu și un urcat al scărilor devine destul de greu. Așa este. Asta înseamnă că eu încep să conștientizez că trebuie să fac ceva. Mai vedem și la măsura hainelor. Și mai ales noi femeile, da, ținem exact cont și de acest aspect. Atunci înseamnă că ar trebui să-mi pun întrebarea, greșesc pe undeva. Înseamnă că dacă eu continui în ritmul acesta, clar, hainele nu mă vor cuprinde, nu mă voi simți bine. Și trebuie să iau, exact. Și trebuie să iau niște măsuri. Faptul că voi începe să conștientizez, asta înseamnă că voi începe să mă informez, da? Ce trebuie să fac. Clar, alegerile mele nu sunt dintre cele mai bune și în sensul acesta trebuie să mă îndrept. În primul rând să-mi fac o analiză a obiceiurilor din fiecare zi, da? Alegerile pe care le fac în orice moment. Da, vorbesc din punct de vedere alimentar. În primul rând. Și în primul rând, să fiu sinceră cu mine sau sincer cu mine, da? Eventual, ce m-ar ajuta dacă mi-aș nota în fiecare zi cât mănânc, ce mănânc, da? Și de unde îmi procur alimentele. Consider că este primordial să avem grijă de noi. Bun, acele kilograme în plus care vin după sărbători, după concedii, să fie un semnal de alarmă, da? Ca eu să mă întorc către mine și să mă pun pe primul loc, adică sănătatea mea să fie pe primul loc. Pentru că dacă eu am grijă de mine, de sănătatea mea și cei din jurul meu, apropiații, familia pe care, bineînțeles că iubesc și prețuiesc cel mai mult, vor beneficia și ei după starea mea de bine. Și aici nu vorbim, uite, numai de aspectul fizic. Exact, sănătatea în primul rând. Da. Pentru că principiile care stau la baza sănătății sunt niște principii care zic eu că nu sunt foarte greu de respectat. Care ar fi? Uite, de exemplu, scuze că te întrerup, eu mi-aș dori ca în viitor, când voi fi o bunicuță, să pot să am grijă de nepoțel, de nepoțică, da? Și să fiu de un real ajutor fetiței mele. Deci, și de asta să găsim pe termen lung. Exact, pe termen lung. Da. Pentru că pe termen scurt nu vom face decât să pierdem acele kilograme în timp scurt, da? Cum spuneam, după sărbători, apoi la următorul eveniment să voi acumula altele și tot așa.
Ori ceea ce fac, îmi supun organismul la un stres continuu. Da? În același timp și eu mă mint pe mine, crezând că faptul că am scăpat ușor de kilograme pot să o fac oricând. Da. Dar iată că aceste fluctuații afectează practic organismul. Exact, exact. Chiar dacă ni se pare nou ușor. Da. Pentru că sunt persoane care spun, da, eu slăbesc foarte ușor, nu-mi fac griji că am pus 2-3 kg, o să le dau jos la fel de rapid. Dar tot făcând lucrurile acestea, iată că noi nu realizăm, practic, ce ne facem organismului nostru. Da, corect. Și spune-ne, te rog, cum începe în momentul în care ne decidem? Ce facem prima dată? Eu cred că toți facem asta, ne uităm pe internet și căutăm alternative, diete, pastile minune, nu știu, toate, correct, correct, variantele posibile. Tu ce ne recomand să facem prima dată, în momentul în care, uite, m-am decis, vreau să lucrez cu mine, să pierd niște kilograme, dar să mă și mențin, că e important aspectul corect, acesta. Corect, corect. Da. De asta, bineînțeles că este foarte important de unde ne luăm informația, clar, și Google ne ajută la orice secundă. Deci, cum spuneam, mai întâi să analizăm ce facem, ce punem în coșul de cumpărături și ce alegeri facem la fiecare masă. Uh-huh. Deci, practic, să-mi dau voie și să am curaj să fac o schimbare. Da? Uh-huh. Deci, totul pleacă de la conștientizare, apoi de dorința. La informare, dorința, de într-adevăr. De schimbare. Exact, dorința de schimbare și să nu avem teamă și să nu ne îmbătăm cu apă rece și să ne dorim rezultate peste noapte. Da? Nu s-a inventat pastila minune, dieta minune, nu. Nu, da. Nu s-a inventat. Și trebuie să facem alegerile conștient în fiecare moment al zilei. Putem să ne analizăm cum mă simt după o anumită masă, ce am mâncat la masa respectivă, să analizez. Aici, într-adevăr, mă poate ajuta internetul. Sunt atâtea programele unde pot să văd din ce este alcătuită masa mea, ce conține, da? Să citesc eticheta, clar, în primul rând, și să merg clar pe un consum adecvat din toți nutrienții la fiecare, practic la fiecare masă. Deci toți nutrienții. Toți nutrienții, da. Te întreb pentru că sunt fel și fel. Fel și fel. N-aș vrea, într-adevăr, să devină la anumite alimente. Da. Exact. N-aș vrea să intrăm atât de mult și să se sperie oamenii că trebuie să-și calculeze de fiecare dată caloriile. Exact. Să mă informez, să merg la cursuri pentru a reuși să mănânc sănătos. Da? Într-adevăr, cum spuneam, schimbarea nu este ușoară, dar dacă eu am văzut că acel batonel, acea prăjitură îmi aduce un aport mare de calorii, dar ce mai conține pe lângă caloriile acelea? Dacă noi, ca să funcționăm, avem nevoie de toți, cum ziceam, nutrienții. Practic, să fiu conștient că fiecare celulă are nevoie de vitamine, de minerale, de acizi grași sănătoși și de proteine de calitate, pe mine trebuie să mă preocupe de unde îmi pot procura mâncarea de calitate. Da? Deci, în primul rând, procesele procesate, ultraprocesate, trebuie să nu au ce căuta și deci cam trebuie să le dăm la o parte. Este exact, nu este rău pentru organism. Da, pentru organism, da. Deci, să mergem mai mult pe natural. Pe natural, exact. Legume, fructe, carne. Uite cum aveam bunici și mâncam de la curte, nu? Și știam clar că acea carne nu este umflată cu nimic, nu are nimic băgat în ea. Corect. Deci cam să căutăm partea asta naturală. Deci după ce că este greu să accesăm produse de calitate, în același timp noi facem și excese de produsele acestea care sunt procesate și ultraprocesate. Da? Mai contează și cum le combinăm? Exact, și cum le combinăm, dar în primul rând să analizez porția, cantitatea, ce conține farfuria mea. Câte puțin din fiecare? Câte puțin, într-adevăr, și
Nu cred că, sigur, 100% organismul nu se va supăra dacă va vedea foarte multe feluri de legume în farfurie și frumos colorate. Da. Mai e o idee, că nu știu, așa e la românii, mâncăm până ne săturăm, până nu mai putem, adică simțim și spunem, vai, nu mai pot, mi s-a umflat burta, nu mai pot să respir. E bine să mâncăm până sub acest prag în care am spus m-am săturat. Corect. Că avem tendința asta de a mânca până nu mai putem. Nu trebuie să stăm la masă, într-adevăr, să ne îmbuibăm, să simțim după aceea senzația de oboseală, că nu sunt în stare să fac anumite activități din cauza faptului că am mâncat foarte mult la masă. Pentru că ușor, ușor începem să... porțiile încep să devină din ce în ce mai mari. Dar practic noi... Practic, noi, mâncând foarte mult, normal că se lărgește și stomacul nostru, Și în detrimentul cu... Că, practic, ce face mâncarea? Ne aduce un aport de energie. Și noi nu consumăm atât de multă energie. Și clar, această mâncare, surplusul se depozitează. Exact. Și ne trezim cu acele kilograme în plus. Și după fiecare masă, câte puțin, se așează straturi de grăsime. Și apoi venim și ne dorim ca peste noapte să scăpăm de ele. De asta zic, totul pleacă de la conștientizare, de a face alegerile corecte în fiecare zi. Ori acesta nu este un proces care se întâmplă peste noapte. Și cei care vin la mine le și spun, nu mă aștept de mâine să faci 100% ce vă spun eu. Dar, ușor, ușor, uite, de exemplu, putem să luăm un simplu obicei nesănătos pe care eu îl fac continuu și îl repet și pot să lucrez pe el. Uite, ce-mi vine acum în minte, faptul că de fiecare dată prăjesc alimentele. Da. Hai de ce mâine să nu mai prăjesc. Nu mai așa exact, gustul acela de prăjit, incomparabil. Da, așa este corect. Cu cele pregătite la abur sau nu la cuptor. Nu are același gust, corect, dar sănătatea... Da, de asta, dacă punem în balanță și vedem care de suferit, de asta, de mâine, mă hotărăsc să nu mai prăjesc alimentele. Da, zi de zi, o săptămână. După o săptămână, deci, două, încep să fac altceva. Ce ne spui tu, practic, este vorba despre schimbarea obiceiurilor alimentare. Exact, pentru asta... De asta e și proces de lungă durată, pentru că durează orice obicei pe care l-am avea noi, ni l-am format poate în ani. Exact, exact. Și ca să-l schimbăm, clar va dura o perioadă de timp. Și mai ales că aceste obiceiuri sunt moștenite, adică vin din familie. Exact. Și mai departe noi, exact. Și mai departe noi ce facem? Le dăm mai departe. Le dăm mai departe. De asta, conștientizând asta, mă voi preocupa și de generațiile viitoare. Adică... Corect! Da, mă schimb eu, mănânc altceva, clar, și copiii și mei copilul, și partenerul va mânca altceva. Și ușor, ușor, de asta m-am bucurat și mă bucur de invitație, pentru că susțin asta și sunt din ce în ce mai mulți oameni preocupați pentru alimentația sănătoasă și, practic, venind ca o informare din toate părțile, se aprinde acolo becul lețul. Uite, am văzut pe X spunând asta, pe Y, și începe un pic procesul ăsta de conștientizare și de dorința de a face schimbarea. Și să nu mai fie teamă. Dar că pui mare accent pe conștientizare, să înțeleg că asta cam e marea problemă a omului în primul rând? Da. Lupta cu obiceiurile alimentare este destul de grea. Da. Am vorbit așa un pic și despre greșelile pe care le facem. Uite, unul din acestea putem spune că este nerăbdarea noastră și faptul că așteptăm peste noapte minuni. Da. Ar fi o greșeală în momentul în care începem și intrăm într-un proces de pierdere a kilogramelor. Ce alte greșeli mai fac oamenii? Ce greșeli ar fi de evitat când ne hotărâm? Gata, de mâine vreau să fac o schimbare. Pe lângă aportul de alimente corect alese, un factor important este și mișcarea. Consumul de lichide, adică să conștientizez că practic nu consum acei 2 litri de apă pe zi și consum suc în loc de apă. Deci sucul, chiar dacă e lichid, nu-l punem la lichide. Nu, și nici nu recomand nici freșurile făcute din fructe pentru că aduc un aport mare de zahăr. Exact. Deși am putea spune, vai, natural, e fruct. Da, este fruct, da, dar faptul că
este privat, se elimină fibrele, da? Glucoza ajunge ușor, zahărul practic, acela, fructoza ajunge deci, ușor în sânge. E mai sănătos să mâncăm fructul așa cum este el decât să-l facem exact, pentru a evita, storcem, da, pentru a evita curba aceea glicemică, spike-urile de glicemie. Okay. Da. Deci mâncați fructe, nu le faceți nu. Sucuri. Da. Cum spuneam, și odihna este foarte importantă și pauzele, adică să avem un interval în care ne alimentăm și un interval în organismul într-adevăr. Nimic. Exact. Pauză. Pauză. Alimentară. Da, o pauză alimentară, pentru că și organismul are nevoie de odihnă. Da, mai ales că, uite, de exemplu, când suntem la job, avem tendința de a ronțăi. Da, da. Și nu conștientizăm că facem asta poate non-stop. Da. Lucrăm, mai ronțim, mai luăm ceva, mai ronțim și exact. Practic ronțim toată aducem ziua, un aport de calorii, dacă la sfârșitul zilei nici nu vom fi conștiente de ce am mâncat și cât am mâncat. Și puteți spune, pe de-aia n-am mâncat nimic, am ronțit ceva decât, nu? Da, da. Avem impresia că n-am mâncat. Corect, corect. Dar și ronțitul ăla, deci este un obicei apropo de greșeli de greșeli, exact. Că asta trebuie să facem, să ne analizăm în orice moment ce facem. Și mișcarea este importantă, să o analizăm cât stăm jos, cât... Adică, practic, acest proces este o combinație de mai mulți factori. Corect. Care ajută și duc la pe termen rezultatul lung, final. Exact, adică... Atunci când voi fi bunicuța aceea, să nu fiu nevoită să iau un punct de medicamente. Că degeaba, de exemplu, hai, sunt atentă la partea asta de alimentație, dar nu fac sport deloc, nu mă odihnesc cum trebuie, da. Clar, organismul nu va da randament, adică și procesul pe care l-am început eu, nu? Pentru că toate sunt un cumul de... Da, un cumul de factori. De factori, exact, exact. Care ajută. Ok. Ar mai fi ceva să evităm în mod special în momentul în care ne decidem să pierdem kilograme? Nu știu, să evităm zahărul total sau nu știu? Într-adevăr, aici e foarte important să citim eticheta. Vom fi surprinși de zahărul care este adăugat în majoritatea alimentelor. Da, pentru că atunci când mă decid să fac o schimbare, într-adevăr, mi-este teamă fiind... creându-se o relație de intimă cu zahărul. Foarte, da. În primul rând, mă dulciuri foarte mult. Ne este teamă de acest aspect. Adică îmi voi merge la nutriționist și îmi va spune nu vei mai avea voie de mâine. Exact. Și așa se întâmplă? Deci... Nu mai ai voie deloc? Adică, știu. Nu este chiar așa. Nu este chiar așa. Okay. Deci cum spuneam, bun, dacă eu vin și mănânc o prăjitură, o felie de tort în ziua respectivă și nu conștientizez cât zahăr am mai adăugat din alimentație pe lângă acel dulce, într-adevăr e prea mult. E prea mult. De asta trebuie să fim atenți în orice moment, pentru că zahărul este prezent aproximativ în tot. În tot. Da. Da. Pentru potențiator de gust, pentru a ne... Deci, dori să mâncăm mai mult. Persoane care spun că ele nu mănâncă dulciuri, ele de fapt oricum au zahăr. Exact, exact. Și-au pus ketchup-ul acela plin de zahăr peste o felie de pizza. Și se gândește că, na, noi dacă am mâncat ketchup, gata, am pus o porție de zahăr foarte corect, mare. Corect. Nu te-ai gândi, adică, la acest de asta aspect. E bine să ne informăm dacă vrem să facem schimbarea. Ca aceasta să vină ușor, ușor și pe termen lung. Și clar... Apoi, dacă vin cu un dulce pregătit în casă, unde zic, vin ce eu? Facem? Am mâncat că, uite, ziua cuiva apropiat și mănânc o felie de tort, corect. Că nu mă pot abține. Ce fac? Nu mai mănânc după aceea. Sunt foarte atentă câteva zile să nu... Corect, corect. Adică acel să nu mai vin dulce surplus, acela, surplus, exact, nu? Exact. Să nu devină un obicei în fiecare zi. Că zahărul creează o dependență. Mai mult decât nicotina, sunt ultimele studii care spun, da. Este, deci... ca și cocaina, mai mult ca... Și cocaina, da. Wow, este așa drog, de puternic da. Atât de puternic este. Nu degeaba se numește drogul alb, da, zahărul. Da. Deci iată cât de periculos e și cred că mâncăm și mă uit și la cei mici, la copii, câte dulciuri mănâncă din magazin. Dureros. Adică și nici măcar nu e făcut în casă, adică să știi exact. Tot ce ai dat, are tot felul de... Eu înțeleg că suntem pe grabă, nu avem timp, dar trebuie să ne preocupe sănătatea. Mai ales a copiilor noștri, da. Și cel mai bine este să avem în casă ingrediente din care repede să le putem pregăti ceva
un desert, este mult mai bine. Și există și tot felul de sunt atâtea rețete. Care să le înlocuim corect, mai naturale, mai natural. Zahărul acela, chiar dacă îl adaug, să fie în cantitate mai mică. Mai ales de mici, îi pot obișnui cu un gust, cu un anumit gust. Da. Adică să nu aibă gustul atât de dulce. Da, de foarte pronunțat de dulce. Ok. Deci de asta... Așa, ce vreau să te mai întreb. Cum facem? Tu ne-ai spus așa că trebuie să avem un echilibru, dar cum facem? Mai ales că suntem ocupați, suntem pe fugă, cum spuneai și tu, nu stăm să ne calculăm, dar cum facem totuși să avem o alimentație echilibrată? Adică la ce să fim atenți? Pentru că mulți dintre noi nu știm exact fiecare lucru ce conține. Poate sunt persoane care nu știu ce sunt carbohidrații, corect, care sunt grăsimile saturate, corect, nesaturate, adică care sunt cei buni, care sunt cei răi. E complicată și trebuie un pic de informație și de studiu pe renunță acesta. Renunță tocmai pentru că mi se pare complicat. Exact. Și ce facem în situația asta în care vrem așa... Adică să fim atenți la ce? Eu știu, nu știu, să am o parte de legume, o parte de fruct, să fiu atent să am și aia, așa, dar fără să stau să calculez neapărat, corect, pentru că nu știu exact cât, cum, corect, și ce înseamnă. Știi ceva? Până la urmă, porția corectă o avem toți în palmă. Da? Ok, deci dacă... am mai auzit asta cu palma. Da, deci, da. Să mâncăm cât o palmă? Cât are fiecare de exemplu, palmă? Cât prindem în căuș, așa, poate să fie porția de legume. Da? Podul palmei, o porție de carne, carne roșie. Da. Cât avem palma, carne albă și aici intră. Ok, deci carne albă mai mult avem voi. Da, peștele, porție mai mare. Puiul, curcanul. Ok. Da? E mai ușor de reținut așa. Este mai ușor, da, exact, de asta spun. Să avem niște mese regulate, un interval când mâncăm și pauza alimentară. Cât trebuie să fie? Dacă tot... În primul rând să detectăm, da, să-l detectăm de peste să-l tot. Da, așa. Da. Practic, dacă mâncăm și facem alegerile corecte, vom vedea că nici poftă de dulce nu vom mai avea, se va diminua. Se diminuează în timp poftă, dacă în nu timp, mai mâncăm. Exact, așa. Exact. Și eu am observat treaba asta. În zilele în care mănânc, aș mânca non-stop, dar dacă fac o pauză așa, parcă nu mai îmi vine așa... Da, și facem... Poate stau cu ciocolată acolo în față și nu mă ating de ea. Că sunt și momente de genul ăsta. Dar uite, chiar e o problemă asta cu dulcele, chiar dacă, e o problemă. Adică trebuie să iau taurul de coarne. Cum ai spus, deci o porțiune de așa... legume. Proteine care vin din carne. Din carne, așa, brânză, ouă. Vitamine ni le luăm din fructe. Fructe, da. Fructe putem să mâncăm oricâte sau contează ora la care le mâncăm, că am mai văzut și aici. Da, așa este, sunt atâtea păreri. Da, să nu mănânci seara. Nu seara, pentru... da. Unii le recomandă înainte, după masă, între mese. Pe asta zic, într-adevăr, deja nu știu cum să mai cum facă, să pentru mănânce. Că apropo de asta de uitat pe internet... Câți experți atâtea păreri, exact, crede-mă, exact. Și atunci omul de rând, ca să zic așa, nu mai știe, ce să înțeleagă. Măi, eu când am voie? Am voie să mănânc, dar când le mănânc dimineața, seara, la prânz, înainte de masă sau după masă? Deci nu mai știm că fiecare e cu părerea lui, exact, adică nu știu exact. Fiecare ce și în primul analiză. Rând, trebuie să-mi dau seama cum mă simt după ce mănânc. Deci în primul rând, pentru că anumite alimente, chiar fructele, legumele, nu le tolerează fiecare în mod la fel. Identic, exact, da. Identic. Suntem diferiți și ușor, ușor vom observa ce este bine pentru mine, clar. Nu de este la ce bine. Aliment mi se face rău. Da, da, și nu poate să fie bine pentru tine. De asta nici nu trebuie să plec urechea așa la oricine și mai ales când este vorba de alimentație. Ok, uite și acum ajungem, apropo că am spus că nu suntem identici și fiecare se știe și așa mai departe, ajungem și la partea de dietă personalizată. Corect, corect. Care se face strict pe necesitățile, exact, problemele omului respectiv, pe programul, perioada, vârstă, adică da, pentru ține că cont de toate aceste lucruri. Corect. Și de-aia e bine, de exemplu am o prietenă care a urmat o anumită dietă și vai cât de bine a mers. Și încep și eu și zic, mă, mie nu merge bine, adică ceva e în neregulă. Da. Tocmai pentru că suntem diferiți. Suntem ce merge diferiți, la cineva nu înseamnă este. Că va merge și la mine, așa nu? Este. Da, la fel cum suntem, nu știu, românii în general au tendința aceasta de a face ce face celălalt. Păi, este mai bine ce îmi spune. Poate influencer, nu te supăra, câți influencer sunt pe piață în momentul de față și fiecare vin cu rețetele lor minune și cum au slăbit și ce au făcut ei și sunt atâția, nu știu, tineri mai ales.
care îi urmăresc pe acești influenceri și se iau după ei și iau drept model. Sunt un model pentru ei. Și atunci încearcă și de asta, ne întrebăm de ce totul așa un haos. Și... Exact. De asta trebuie să fim preocupați atenți pentru noi, pentru că așa și vor să-mi facem după ureche. Să venim la un specialist, la un nutriționist, la un medic. Mă bucur, medic. Într-adevăr, că este dorința tot mai mare a oamenilor. Chiar de curând am avut un caz, o bunicuță a fost atât de preocupată. Mi-a venit acum ce vârstă? Nu mi-aduc aminte vârsta, dar a fost atât de preocupată pentru nepoțelul ei. Deci, da, și sunt să persoane fie bine exact pentru nepoțel. Da. Și dacă mama, părinții nu au conștientizat, conștientizat. Da, acele kilograme în plus nu au cum să-i facă bine copilului. Și... Da, foarte drăguț. Ce trebuie. Așa este. Uite, ai dreptate. Ajungem la ce ai spus prima oară, conștientizare în primul rând. În al doilea rând, să fim atenți și de unde ne luăm informația. În al treilea rând, să nu urmăm orice dietă minune de pe internet și să vorbim cu un specialist în domeniu. Pentru că ne vom bucura strict de kilogramele pierdute atunci. Da. Nu ne vom da seama ce repercursiuni are acea dietă pe asupra termen lung. Organelor interne, a organismului, a sănătății. Da, pentru că va fi privat de anumiți nutrienți și pe termen lung se va vedea. Și de asta starea de sănătate ar trebui să ne preocupe pe toți înainte dorinței de a pierde acele kilograme cât mai repede. Da. Uite că tot vorbim de diete, sunt atâtea. Da. Deci nu mai spun keto, mediteraneană, vegetariană, să renunți la aia, să faci aia, adică o groază de diete apărute, mai ales în ultima perioadă. Cred că apar așa ca ciupercile, exact. O noutate, tot timpul. Tu ce părere ai despre aceste diete, Cristina? Poți să recomandă dieta anume sau? Care ar fi avantajele, dezavantajele? În ultimul diete? Timp, dintre toate dietele enumerate, cea mediteraneană a ieșit în top în ultimii ani. Adică cea mediteraneană, putem încadra cât mai cu legume, sănătoasă, nu? Exact, multe legume, fructe, pește. Adică ar aduce aportul de care avem nevoie. Da, și pentru a preveni apariția bolilor aferente kilogramelor în plus. Dar în același timp, pe unii oameni poate să-i sperie și treaba asta. Adică, bun, eu m-am născut în România. Da. Chiar nu găsesc nimic în bucătăria noastră, adică obiceiurile acelea bune, am înțeles care sunt bune, dar trebuie să găsești și ceva. Să ne adaptăm cumva culturii noastre, regiunii noastre, pentru că mediteraneană este pentru care trăiesc în zona respectivă și unde au, nu știu, peștele așa la discreție și toate tot. Acele legume, alge și toate. Da, pe mulți îi poate speria treaba asta. De asta, deci ușor, ușor să ne îndreptăm către alimentele noastre. Ce avem noi. Exact, ce avem noi. Noastră, da. Și bun că este primăvara acum și apar exact. Legume. Da. Da. Verzi, și... multe lucruri verzi. Și sunt anumite mâncăruri care le făcea bunica și așa pot e. Să mi le prepar acasă pentru mine și pentru familia mea. Și practic zarzavaturile de sezon, care se găsesc la noi pe piață. Deci efectiv, să mâncăm ce de sezon. Exact. Mă duc, merg la piață ce și mă alimentez exact. În grădină. Exact. Că e păcat să ne bucurăm de ele, nu? Și și să fie cât mai diversificat. Adică să am curiozitatea să încerc cât mai multe zarzavaturi, legume, fructe. Voi conștientiza poate că nu mâncam nici măcar fructul acela pe zi. Da. Eram certată cu fructele. Da. Deci ușor, ușor am ajuns să mănânc mere. Mănânc și portocale, ușor, ușor. Da, uite, așa, nu-mi plac mie merele, nu-mi plac, nu știu. Le țin o săptămână, mă uit la ele, după aia, nu știu, le arunc, nu da, le mănânc. Da, nu știu, trebuie, ce, nu mă atrag sub nicio formă. Alte trebuie fructe să încerci. Mai mănânc. Da. Căpșunii roșii, fructele roșii, în general, știi? Pepenele roșu, căpșuni, smeură, tot ce, le mănânc. Dar când văd mărul ăla, nu știu ce, corect. Zici că face ceva rău, așa, nu pot să mă ating de el, nici n-am. Asta zic, sunt și persoane care poate nu, de mici poate n-au mâncat un anumit lucru. De asta nu trebuie să ne impunem, că există încercăm, și alimente minune. Adică dacă nu am mâncat mărul acela, nu mă încadrez în necesarul respectiv. Deci, dacă e să tragem o concluzie,
nu ai recomandat nicio dietă anume. Da. Nu? Da, deci aș recomanda schimbarea stilului de viață. Am înțeles. Te-aș întreba altceva, pentru că acum la modă, și am încercat și eu și prietenele mele, și postul intermitent, da. Ce părere ai despre el? Păi e mai avantajos decât o dietă? Păi cum spuneam, faptul că avem perioade în care ne alimentăm și perioade în care nu ne dăm repaus, exact, organismul este repaus mai mare, asta e. Este un post intermitent. Dacă eu îmi stabilesc un mic dejun la 8, la 10 și o cină pe la un 8 seara, un 18 seara, mă încadrez și ce mi-a ieșit? Postul intermitent. Deci, practic, postul intermitent, iată că... Exact, tot la obiceiurile acelea sănătoase... Putem să-l încadra la obicei sănătos, nu da. Ca și dietele. Corect, pentru corect. Că în acest post știu că nu avem restricții, adică putem să mâncăm în acel interval, tot așa, cu măsură, porții mici, da. Să ne luăm adică nutrienții necesari, pentru că, să zicem, în intervalul celălalt nu mai mâncăm nimic, bem doar lichide, da. Să spunem așa. Corect. Deci spui că acesta nu ar fi dăunător organismului nostru. Nu ar fi, nostru. Dar perioada aceea să fie o perioadă optimă în care pot să mă alimentez, să nu... Adică, cu cât perioada este mai mică... De obicei nu mai alege noaptea, când oricum doarme și nu mănâncă, știi? Da. Dar perioada în care mă alimentez să nu fie atât de scurtă încât să ajung la o masă pe zi și să nu mi-ating necesarul... Să avem măcar două mese pe zi mari, ar fi ok? Trei mese, corect. Uh-huh. Trei mese principale. Dar acele gustări principale. Despre care se vorbește sunt obligatorii sau nu? Depinde de activitatea care o facem în fiecare zi. Și de cum simțim noi nevoia, nu? Da. Dacă mâncăm, adică 2-3 mese pe zi e suficient, nu trebuie neapărat trei să mai avem trei mese principale. Organizația Mondială a Sănătății, da, merge pe principiul de trei mese principale și două gustări. Într-adevăr, uh-huh. la 2-3 ore să ne alimentăm. Dar contează foarte mult porția, cantitatea și... Da. Oh, Doamne, cât de repede trece timpul cu tine și cred că n-am putut să dezbatem nici măcar jumătate din ce propusesem eu astăzi. Dar vreau să te mai țin un pic, să vorbim un pic și despre suplimente. Pentru că mă gândesc așa că și asta e un subiect important și destul de periculos, aș zice, pentru că și pe piață sunt foarte multe suplimente, medicamente, minune, de slăbit, pastile de slăbit. Și aș vrea să știu care e părerea ta legată de suplimente în general și de pastilele acestea pentru slăbit. Da, la fel nu trebuie luate după ureche și să mergem la un personal autorizat, da, la medic, pentru că ne pot face mai mult rău decât bine. Într-adevăr, sunt perioade când trebuie să apelăm la el. De asta spuneam că acum la ce te referi? Clar nu la vitamine, de slăbit. Minerale. Deci minerale, vitamine, în momentul în care ne simțim noi slăbiți și avem o nevoie așa de avem da, lipsă de anumite că, vitamine pe care nu ni le-am luat din alimentație. Da, și asta în urma unor analize, bineînțeles, și cum spuneam, la recomandarea medicului, pentru că asta denotă că nici nutrienții, adică nu am parte de nutrienți valoroși în fiecare zi. Tocmai revenam la stilul și iată, ne întoarcem la stilul asta, că nu de viață, că practic avem ei acel... vin să completeze aportul lipsei de vitamine, minerale. Care nu ni le luăm da, din care de nu, fructe, da, nu da, mâncăm. Da, corect. Ce facem cu aceste pilule minune de slăbit, ceaiuri de slăbit, că sunt foarte multe pe internet. Da. Și din păcate lumea le cumpără așa și le ia fără să știe... Am tot citit cazuri în care au avut mari probleme de sănătate după ce au luat astfel de... Mai asta spuneam, că nu merg și nu se informează, pentru că nu trebuie luate așa după ureche. Da, acum este foarte simplu să accesez, văd informația, produsul frumos ambalat, nu citesc dacă eticheta. Dacă mai faci și o promovare și din exact, asta, de, da, da, că e și la un click, că e autorizat, distanță, că e nu știu ce, dar nu avem cum să verificăm da, toate mi l-am pus lucruri. În coș, exact, pentru că legislația e destul de permisivă și este destul de ușor de a intra pe piață anumite suplimente uite, care nu sunt ar fi ok. Așa, zic da, eu, deci trebuie să ne informăm. O mare atenție, mai ales tinerelor care apelează la acest lucru. Da. Pentru că lor poate le e un pic mai jenă, merg la doctor pentru problema asta, nu o întreb nici măcar pe mama, mă duc în comand eu și mi-iau pastile, poate uneori nici nu știm că tinerii respectivi iau pastile și ne trezim apoi că au diverse probleme de sănătate. Exact, exact.
Și poate nimeni nu-și dă seama de la ce. Într-adevăr, în primul rând, este foarte important sănătatea intestinului. Într-adevăr, trebuie să avem un tranzit optim. Mm. Într-adevăr, putem să apelăm la anumite plantuțe care ne ajută, într-adevăr. Dar important, tot așa, plante naturale, da, luate da. De tot unde recomandare, nu? Nimic așa de capul nostru da, de da. Pe internet și... Ok, rapid, pentru că nu mai avem timp, ți-am zis. Ce sfaturi ne-ai da, așa rapid, ca să rămânem motivați în momentul în care am intrat în procesul ăsta? Cum să rezistăm la tentații alimentare? Și aici cred că zahărul, tot ajung la zahăr. Da. Că astea sunt cele mai mari tentații, cred, dulciurile. Da, da. Ce puțin pentru mine dulciurile ar fi cea mai mare tentație. Cum faci să rezistăm la tentații? Că e foarte greu. Așa este. Înlocuim cu altceva? Există variante, soluții? Există, dar în același timp nu trebuie să creezi obiceiul, sau de fapt dacă s-a creat. Să-mi dau seama, pentru că atunci când am niște rezultate sau copilul meu a fost cu minte, uite, a mers undeva și nu a făcut gălăgia asta pe scaun, i-am promis o prăjitură, i-am promis o ciocolată. Trebuie să ne dăm seama de obiceiul acesta și... Mai ales dacă îl facem des, deci clar și, devine... Da. Și va fi, într-adevăr, este foarte greu de a rezista impulsului de a mânca ceva care mi este pus în față. Tentația e mare. Exact. Dacă s-a ajuns la lucrul acesta, în primul rând nu trebuie să îmi procur și să am prin toate sertarele, prin raftul cu dulciuri în casă. Cred că toată lumea are în casă un raft cu așa ceva, deci cred. Deci pleacă de la aprovizionare. Dacă eu plec deci de la cu lista, nu mai luăm nimic, gata. Să-mi permit câte un dulce sănătos, destul de rar, să nu devină... Ce-ar fi un dulce sănătos? Cum spuneam, pregătit în casă. În casă, deci, recunoaște ceva făcut exact, în casă. Exact, cel mai bine. Ok. Da. Dar ce zici de aceste, mă rog, produse apărute în hipermarketuri fără zahăr, zero zahăr? Cum sunt aceste produse? La fel, nu sunt atât de bune pentru organism, nu. În niciun caz. Nu, pe termen lung. Mulți care spun, eu mănânc numai produse din acelea fără zahăr. Practic împăcălesc creierul. Da. Practic împăcălesc creierul. Și dependența aceea o mențin, exact. Chiar dacă noi considerăm că nu mâncăm zahăr, acolo sunt niște înlocuitori care tot dau o dependență și în timp la fel s-a dovedit după studii că au un efect mai bun asupra sănătății. Da. Deci de evitat. Și de asta dacă noi facem alegerile bune în fiecare zi, fiecare masă, cum spuneam, vom scăpa ușor și de dependența aceea de dulce. La mine, eu spun sincer, eu cu asta mă lupt. Deci, cu dulciurile. E singura mea problemă. În rest, nu am poftă la nimic, dar dulciurile. Clar. Mai bine mănânc un fruct decât să-mi cumpăr ceva ce frumos ambalat. Acum un an. Până... Gianina, un măr pe zi. Un fruct pe zi. Da. Recunosc, nu m-am ținut de treaba asta. Mănânc alte fructe cu măruțe, totuși mănânc altceva acolo. Da, mi-am luat și acest obicei de a ciuguli câte ceva. Chiar dacă sunt fructe mai micuțe, simt eu că am mâncat ceva, sănătos. M-am curiozitate. Ar trebui sau există vreo diferență când vorbim despre bărbați și femei? Adică atunci când ne referim la alimentație sănătoasă, da. Bărbații și femeile au necesar diferit, într-adevăr. Asta ar fi diferența? Da, în rest, este diferit. Contează și, cum spuneam, activitatea fizică. Și ajungem iar la dieta personalizată în funcție de kilograme de necesități. Da, perioada vârstei, adică există diferență între bărbați și femei, clar, corect, nu? Corect. Dar în rest, cam toți trebuie să mâncăm la fel. Avem obiceiuri sănătoase care trebuie să se implementeze în familie, toți, clar. Și la copii? Și la copii este diferit. E diferit și la copii, deci. Pentru că la fel sunt în perioada de creștere, au nevoie de un necesar mai mare. Și au nevoie de mult mai multe lucruri decât noi, nu? Ca să-i ajutăm la acest proces. Ok, deci trebuie, până la urmă, ajungem tot la informație. În momentul în care ne decidem să facem asta, de exemplu, pentru copil, clar trebuie să ne adaptăm alimentația asta respectivă. Asta să fie motivația. Uite, o motivație destul de puternică, consider eu. Da. Deci, la final... Dacă ai să ne dai așa un sfat, ce să facem?
că vine și vara, uite, ne suntem decisi acum să pornim, cum facem să ne păstrăm aceste obiceiuri, pentru că am înțeles, e de durată să le schimbăm, cum facem să le păstrăm și să ne menținem greutatea de acum înainte, să spunem, vai ce sănătos sunt și mențin greutatea. Dă-ne niște sfaturi așa de final. Păi, în primul rând, cum spuneam, făcând lucrul acesta, devine o obișnuință. Practic, nu trebuie să ne preocupe kilogramele atât de mult, pentru că ele vor fi o... Adică ele se vor duce ușor, ușor, dar în timp. A, și uite, da, vezi, și... aici putem. Cred că aici renunță mulți. În momentul în care nu văd la kilograme rezultatele, renunță total la stilul respectiv și deși au pornit pe un drum bun, să zicem, renunță și țin o perioadă scurtă de timp și practic nu îl transformă în stil de viață sănătos. Exact, nu? Exact. Cred că aici ne podmolim. Da, da. Și practic să devenim ceea ce mâncăm, să ne dorim să devenim ceea ce mâncăm. Wow, cum a sunat asta, deci dacă stăm să ne gândim așa acum, să devenim ceea ce mâncăm, deci trebuie să ne gândim să bine ne gândim, ce băgăm în gura noastră, nu? Pentru că ce sănătatea noastră este mâinile noastre. Practic este prin ceea ce facem, prin alegerile pe care le facem în fiecare zi, practic este o prevenție. Noi ce facem, avem grijă de noi pe termen lung și prevenim toate bolile. Și cu cât mai repede luăm măsuri, cu atât mai bine, pentru că tu spuneai de acea bunicuță, dacă ne dăm seama prea târziu, va fi un pic mai greu și probabil vom avea deja niște boli pe care le cărăm în asociate, spate, nu? Da. Și, practic, asta vom transmite, cum spuneam, mai departe. Obiceiurile noastre le vom transmite mai departe. Și nu bolile. Obiceiurile. Și cu cât ni le schimbăm mai repede, cu atât mai bine, pentru că nu există un termen, trebuie la nu știu ce vârstă sau trebuie nu știu ce perioadă. Da. Cu cât ne decidem acum, cu atât mai bine să ne schimbăm viața, nu? Este bine să începem. Și mai ales fiind început de an, este mult mai ușor de a ne stabili obiective și să un obiectiv, un obiectiv al nostru, nu? Da. De asta dacă vom scrie pe o foaie de hârtie, sănătate. Ce înseamnă sănătate? Ce trebuie să fac eu? Exact. Ce trebuie să fac eu pentru asta? Și îmi pun acolo. Mișcare, mâncare, obiceiuri să le iau ușor, ușor. Da, și le disec pe fiecare. Și voi vedea ce fac bine și ce nu fac bine. Cristina, cei care vor să, nu știu, să spună întrebări, poate ție personal, sau poate se confruntă cu astfel de probleme pe care le-am discutat și ar vrea ceva personalizat, unde te găsesc oamenii, nu știu, pe Facebook, spune-le numele tău, adresa, pe unde te pot găsi sau... Ba da, Cristina, aici... Te găsești pe Facebook? Da, așa? Da. Și te găsești aici în Slatina, aici, nu? În Slatina, pe strada Trandafirilor. Ok. Mulțumim, Cristina. Deci, cei care doriți mai multe detalii de la Cristina sau, nu știu, un ajutor pentru a avea o alimentație cât mai sănătoasă și să fiți sănătoși, de ce nu, o puteți contacta pe ea personal. Noi acum am vorbit așa mai mult generalități. Da, da. Adică am tras un mic semnal de alarmă, cum ai spus tu, întâi să conștientizăm care sunt problemele, unde sunt problemele, ce cumpărăm, pentru că să fim mai atenți, cum spuneai tu, la coșul alimentar, ce punem acolo și să dăm la o parte produsele nesănătoase. După ce citim etichetele, deci nu doar să ne uităm la termenul de expirare, ci la ce conține aceste produse. Și să ne dorim schimbarea. Și asta, uite, practic asta e un obicei. Dacă începem să fim mai atenți la coșul nostru, e un obicei pe care dacă îl vom practica, nu? Da. De fiecare dată când mergem la cumpărături și vom fi mai atenți la asta, automat asta devine se va vedea obicei și sănătos. În, și exact, se va reflecta și în starea noastră de bine. Așa este, Cristina. Mulțumesc cu drag, pentru drag, toate informațiile. Mă bucur drag că ai revenit la noi. Te mai aștept cu drag și altă dată, pentru că acest subiect, zic eu, că este de actualitate, într-adevăr. Și va fi tot timpul un subiect de interes pentru noi oamenii, pentru că, în general, cum spuneai și tu, trăim într-o perioadă așa în care suntem pe fugă, mult stres, sunt multe probleme, iar oamenii nu prea mai sunt atât de atenți, din păcate, spun, la sănătatea lor, care este cea mai de preț până la urmă. Mulțumesc frumos încă o dată. Vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi și că ne-ați urmărit. Sperăm să rămâneți cu niște idei sănătoase și vă aștept și data viitoare la un subiect la fel de interesant cu siguranță pentru voi, un nou episod fără secrete. Până atunci, la revedere și o după-amiază cât mai plăcută!